era la animale, 3 zile. Și a venit Duhul Sfânt, mă mărturisesc în numele Iisus Hristos. Fiindcă Dumnezeu nostru este un Dumnezeu adevărat. Amin. Înainte ca să mă duc la spital, am fost la ea și am văzut-o, era bolnavă, dormea și n-am trezit-o. Și voi duce mâine la ea și când se va trezi, o-i vede-o. Înainte ca să mă duc eu la spital, mi-am plecat și am zis și cer prezența Duhului Sfânt. Și a venit Duhul Sfânt și mi-a zis, ascultă și înțelege bărbatul, chiar prin gura mea, mult nu cumplez pe Duhul Sfânt, că dacă Duhul Sfânt îți vorbește prin gura ta, mult nu cumplez. Ba da, frate, pe bune, îți preț. Și vei vedea o lucrare chiar tu cu gura ta, zice, vei mărturisi lucrarea aceasta și cu ochii te vei vedea semnul care am să-l fac astăzi și tu te vei bucura. A zis, Doamne, facă-să voia ta, că acolo unde mă duc eu. Eu mă duc la mama, mama mea este la animale. Și când mă duc, vă spun în numele Iisus Hristos. Mă duc cu nevasta și cu cumnata, intre cumnata la animale, era cu fratele meu afară. Cumnata s-o speria, când a văzut-o pe spate, a spital acolo, și dar unde este? Unde a dus-o? E ce au zis în gândul, gata, a murit. Ce nu? Este la etajul 4. Și vedem că Dumnezeu lucrează cum o vorbește și m-a dus și m-am uitat la mama mea, mama s-a trezit și mi-a dat mâna și mi-a dus pace. Domnul Sobrin, frații mei, Dumnezeu ce promite, El duce la îndeplinit. Numai noi să le punem credința în Dumnezeu. Cereți și credeți și veți vedea lucrări cu ochii voștri. Îi mulțumesc cu Dumnezeu pentru lucrarea aceasta, a scăriți să fie Domnul. Amin.